Ce este o schemă Ponzi? Este o operațiune de investigații frauduloasă și ilegală care promite rentabilitate rapidă, ușoară și semnificativă a investițiilor cu riscuri reduse sau deloc, cum a fost jocul Caritas, dacă vă mai aduceți aminte. O schemă Ponzi este un tip de schemă piramidală în care administratorul, aflat în vârful piramidei, achiziționează un grup mic de investitori cărora li se oferă inițial profituri extraordinare ale investițiilor prin fonduri asigurate de la un al doilea grup de investitori. Al doilea grup de investitori la rândul său este plătit cu investiții de la al treilea grup și așa mai departe până când numărul potențialilor investitori este epuizat și totul se prăbușește. Administratorul poate fie să își însușească o mare parte din investițiile primite pe măsură ce schema progresează, fie să aștepte până când operațiunea este pe cale să se prăbușească înainte de a fugi efectiv cu fondurile. Charles Ponzi. Deși istoricii cred că variații ale schemei Ponzi au existat încă din secolul al XVII-lea, schema a fost numită după Charles Ponzi, un imigrant italian în Statele Unite, care a înșelat mii de locuitori de New England cu milioane de dolari în 1919-1920 prin planul său de a vinde timbre poștale europene. Ponzi a achiziționat inițial un grup mic de investitori cu promisiunea de a le dubla investițiile în 3 luni, în 90 de zile. Pe măsură ce s-a răspândit vestea despre presupusă oportunitate de investiție de îmbogățire, grupul de investitori al lui Ponzi s-a extins, permițându-i să strângă sume semnificative de bani în perioade foarte scurte de timp. Într-un singur caz, el a strâns 1 milion de dolari în doar 3 ore și astfel menține încrederea investitorilor săi. În doar 9 luni însă, schema Ponzi s-a prăbușit, iar întreaga sa investiție s-a bazat pe cumpărarea de timbre europene în valoare de 30 de dolari. În cele din urmă, el a folosit aceste timbre de 30 de dolari pentru a frauda mii de investitori cu aproximativ 15 milioane de dolari prin schema sa, mai târziu numită Ponzi. El a fost arestat în 1920 și a primit multiple acuzații de fraudă și furt și a fost condamnat la închisoare. Succesul unei scheme Ponzi depinde de 3 factori. Existența unui flux constant de investitori care oferă posibilitatea plătirii vechilor investitori prin investițiile lor. Investitorii continuă să creadă în existența activelor în care au investit, în faptul că există ceva în spatele banilor. Investitorii nu solicită retragerea integrală a investiției făcute sau nu fac acest lucru concomitent. Nu fac toți retragerea banilor. Când acest flux este întrerupt sau când investitorii solicită rambursarea integrală sau concomitentă a fondurilor, schema se destramă și întreaga fraudă este dată în vileag. Până la finalul acestui episod, e posibil singur să trageți concluzia faptului că întreaga societate este o mare schemă Ponzi, ca să nu mai vorbesc despre criptomonedă. Dar în caz că nu o să-ți vină singur ideea, o pun acolo, să plutească în Ether, să te conectezi rapid la ea. Promisiunea unor câștiguri mari, într-un termen scurt, cu riscuri mici sau chiar inexistențe, este lucru care îi atrage pe oameni să investească într-o asemenea schemă. De dragul câștigului, aceștia fie ignoră faptul că nu știu multe despre obiectivul investițiilor, fie nu au educația financiară sau competența necesară pentru a-și pune întrebări, le e rușine, las că știu experții mai bine și mai mult decât mine, e bine să văd că se fac bani acolo, fiecare își face treaba lui. Dacă există totuși curioși care vor să știe mai multe despre cum se investesc banii, răspunsurile organizatorilor au câteva caracteristici comune. Aceștia vorbesc cel mai adesea despre investiții offshore, tranzacționare la termen sau programe de investiții cu randament mare. Alteori pretind că strategia de investiții este secretă și nu poate fi dezvăluită, nu și-or da mâncarea de la gură, e treaba lor, ei știu, ei fac mai departe, trebuie să-și ia comisionul și e de sigur. Pentru a nu ridica suspiciuni, organizatorii înșelăciunii trimit extrase de cont sau declarații ce conțin așa zisa valoare câștigată de investitori. Protejați-vă împotriva schemelor Ponzi. Dacă vă gândiți la orice tip de investiție, amintiți-vă întotdeauna. Dacă pare prea frumos pentru a fi adevărat, înseamnă că este. Mai puțin în cazul aspiratorului, când a fost prezentat pentru prima dată oamenilor, vă recomand episodul despre aspirator recent publicat. Era atât de eficient încât oamenii nu credeau că e posibil să fie atât de mult praf în covorul lor. Dar în cazul investițiilor, realitatea nu este aceasta. Nu există o investiție fără riscuri. Iar randamente mari
pot fi obținute doar cu risc mare. Excrocii Ponzi folosesc jargon tehnic, vag, pentru a descrie investițiile lor inexistente, cum ar fi programul de investiții cu randament ridicat sau arbitrajul valutar global sau calcule matematice complexe. Termeni complicați, nu contează ce se întâmplă în spate, important e că ies bani. Acest limbaj este conceput să te impresioneze, să te facă să te simți mic, să te facă să te simți în compania unui expert care știe ce spune și o spune cu încredere, așa că tu ar fi mai bine să mucles, o faci instinctiv pentru a nu te simți puțin inteligent. Folosind tehnici de vânzări dificile, excrocii vor încerca să facă presiuni, să iei decizii în grabă, fără a-ți oferi timp să iei în considerare natura investiției. Cu atât mai puțin să spui altcuiva rapid, pentru că e posibil să-ți pierzi slotul, locul, avansul, să fii tu primul. De ce să știe altul, să ia altul, să facă altul și nu tu? Ca și în cazul multor scheme frauduloase, ești încurajat să păstrezi secretul pentru a te asigura că ai profituri maxime. Acest lucru le permite excrocilor să-și ascundă adevărata natură a schemei lor și îți taie șansa de a discuta cu alți oameni care ar fi posibil să-ți bage mințile în cap. Autorii fraudelor urmăresc să-și facă afacerea să pară legitimă, iar acest lucru înseamnă că vor avea adesea titluri impresionante de job, broșuri lucioase, site-uri web pentru că oricine poate să aibă un site și vor organiza întâlniri în locuri scumpe pentru a arăta credibil. Dacă ai suspiciuni cu privire la autenticitatea unei scheme, investigează starea companiei și datele de contact. Pune întotdeauna întrebări simple despre companie și schemă, fii în alertă maximă și dacă încearcă să evite întrebările, fii mai perseverent. Persoana care vrea să-ți vândă o investiție trebuie să fie pregătită să îți spună tot ce trebuie despre afacere. Întreabă despre consiliul de administrație care gestionează fondul și cere să te întâlnești sau să ai o discuție telefonică măcar cu unul, dacă nu 2-3 din ei. Cele mai notorii scheme Ponzi din istorie. Lou Pearlman a reușit să fure 300 de milioane de dolari. Este omul din spatele trupelor de băieți NSYNC și Backstreet Boys. Ei au primit platină pentru vânzări, dar din nefericire moștenirea lui Lou Pearlman include și o schemă Ponzi enormă. Pe lângă faptul că a fost dat în judecată chiar de trupele de băieți pe care le-a creat pentru furtul de bani, Pearlman a excrocat investitori și bănci cu peste 300 de milioane de dolari pe baza unor companii care existau doar pe hârtie. În 2008 a fost condamnat pentru conspirație și spălare de bani, a primit 25 de ani la închisoare și a murit la vârsta de doar 62 de ani în 2016. Gerald Pyne și Greater Ministries International a reușit să delapideze 448 de milioane de dolari de la oameni de rând, nu de la stat. În anii 90, Gerald Pyne și conducerea bisericii sale internaționale Greater Ministries a reușit să convingă aproape 20.000 de investitori să predea milioane într-un program care pretindea că va dubla binecuvântările. Agenția de Administrare Fiscală a Statelor Unite, IRS, a început să investigheze pe fundamentul de activitate bancară suspectă, iar până în 2001, Pyne a fost condamnat la 27 de ani de închisoare, la acea dată fiind numită cea mai mare schemă Ponzi din istorie. Reed Slatkin, 593 de milioane de dolari. Cunoscut ca un cofondator al Earthlink-ului, furnizorul de servicii de internet care s-a lansat undeva în anii 90, procurorii spun că schema masivă Ponzi a lui Slatkin a început cu mult înainte de a exista compania. În 2003, fostul manager de investiții din Santa Barbara a pledat vinovat că și-a fraudat investitorii cu peste 500 de milioane de dolari pe parcursul a 15 ani, începând cu anul 1986. Scott Rothstein, 1,2 miliarde de dolari. Nu întotdeauna tipurile de finanțe duc la cele mai mari escrocherii. Scott Rothstein și-a folosit firma de avocatură din Fort Lauderdale pentru a conduce o schemă Ponzi uimitoare. Rothstein și-a convins investitorii să cumpere acorduri legale false, iar în 2010 a primit o sentință de 50 de ani închisoare, în ciuda statutului de avocat și a tentativelor de a reduce sentința. Tom Peters, 3,7 miliarde de dolari. Omul de afaceri Tom Peters a fost acuzat că a furat bani din fonduri de investiții, de la misionari și pastori deopotrivă. Peters i-a promis investitorilor săi că prin turnarea banilor în organizația sa vor finanța achiziția de mărfuri de vânzare cu amănântul, care vor fi apoi vândute retailerilor cu discount pentru un profit. Dar asta nu s-a întâmplat, iar în 2010 Peters a primit 50 de ani în închisoare. R.L.
Alan Stanford, 7 miliarde de dolari. Acest magnat texan a pus la cale o schemă de 20 de ani prin intermediul băncii sale offshore din Antigua, înșelând aproape 30.000 de investitori cu miliarde de dolari din peste 100 de țări. Escrocheria a implicat certificate de depunere false, iar procurorii l-au acuzat pe Stanford că a direcționat fonduri în interesele sale personale, inclusiv în imobiliare și turnee de cricket. În 2012, Stanford a primit o sentință de închisoare care s-a întins până la 110 ani. Nu vârsta sa 110 ani, ci 110 ani în întregime. Deci viața. Bernie Madoff. 20 de miliarde de dolari și nu se știe exact când a început Madoff să modeleze cea mai mare schemă Ponzi din lume, iar investigațiile autorităților americane vorbesc despre sume chiar mai mari decât 20 de milioane de dolari pierdute din conturile investitorilor care au crezut în Madoff. Scoruri ce e posibil să se ridice la valoare de peste 60 de miliarde de dolari, iar Madoff susține că opera sa piramidală a luat naștere în anii 90, însă există suspiciuni că aceasta e posibil să fi început în anii 70. După arestarea sa în 2008, a fost condamnat la 150 de ani în închisoare, unde a și murit anul acesta, în 2021, pe 14 aprilie. Printre victimele lui Madoff se numără persoane extrem de bogate, cum ar fi regizorul Steven Spielberg și Lillian Bettencourt, pentru o vreme cea mai bogată femeie din lume, deținătoarea Imperiului L'Oreal. Schemele piramidale au făcut istorie pe tot parcursul secolului al XX-lea, lovind țări ca Portugalia, Rusia sau Albania, iar în 1970 Maria Branca dos Santos avea să devină cunoscută printre portughezi ca bancherul poporului. Își deschisese propria bancă, o afacere piramidală care promitea dobânzi de 10% pentru investitori. Afacerea a durat aproape 14 ani până să fie arestată în 1984 și condamnată la 10 ani de închisoare. Și asta ne duce la schemele Ponzi renumite în alte țări decât America. Util pentru noi este să știm despre România și începem prin Caritas. În România, cea mai mare înșelătorie bazată pe o schemă Ponzi a fost renumitul joc Caritas, care a fost înființat de un fost contabil și a funcționat aproximativ 2 ani, între aprilie 1992 și august 1994. Investițiile atrase au depășit valoarea de 1000 de miliarde de lei vechi, echivalentul a până la 5 miliarde de dolari americani, pentru că asta aveam atunci, sau 4 miliarde și ceva de euro astăzi. Amploarea excrocheriei mai avea și neobrăzarea de a se numi joc de întrajutorare și a fost imensă. Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, estima că în Caritas se rula la un moment dat o treime din masa monetară a României, în timp ce The Economist scria în 93 că în ritmul acela cifra de afaceri a Caritas va depăși produsul intern brut al României. O imposibilitate care avea să se dovedească a fi imposibilă. Aproape 3 milioane de români au băgat bani în această schemă Ponzi, întreaga țară fiind cuprinsă de febra jocului și de posibilitatea unui câștig uriaș. Profitul era de 8 ori valoarea sumei investite după doar 3 luni de la depunere. Lista câștigătorilor era publicată în ziar, iar televiziunile și figuri proeminente din vremea aceea lăudau succesul Caritas, întărind astfel încrederea oamenilor în mecanismul bazat, de fapt, pe nimic altceva decât o schemă Ponzi. Spuneți-mi în secțiunea de comentarii dacă aveți membrii familiei caritabili. Începutul declinului a fost octombrie 1993, atunci când plata câștigurilor este amânată pentru prima dată. Pe ce motiv? Mică încurcătură cu niște documente. În ianuarie 1994, dezastrul devine aproape cert, însă este pus din nou pe baza unui factor extern, caseria a fost furată, iar plățile câștigurilor se amână iar. Caritas se închide, jucătorii își vor primi banii înapoi, a fost titlul unui ziar care până atunci publica numele celor care au câștigat. Articolul a fost scris chiar de către fondatorul Caritas, și, desigur, a fost urmat de proteste, oamenii au făcut greva foamei și toată lucrarea avea datorii de peste 450 de milioane de dolari. Ioan Stoica, fondatorul, a fost arestat pe 24 august 1994, iar în 1995 este condamnat la 7 ani de închisoare pentru fraudă și după două apeluri pe care le face, îi se reduce pedeapsa la doar un an și jumătate, fiind eliberat pe 14 iunie 1996. Din nefericire, Caritas nu a fost singura schemă Ponzi din România, a fost
doar cea mai mare. Întrebarea care se naște evident, de ce au permis autoritățile dezvoltarea unei scheme despre care autoritățile trebuiau să știe că există, că este de fapt în spatele investiției de întrajutorare. Din presă ne vin câteva detalii, aceasta a scris despre teama autorităților de manifestații și proteste violente, dar și despre sprijinul politic primit de fondatorul Ioan Stoica și despre faptul că printre investitorii la Caritas s-ar fi aflat persoane influente din toate mediile. Mulți dintre ei primindu-și și profitul mai devreme decât era termenul. Mergem mai departe la Fondul Național de Investiții, FNI. Eu eram prea mic să înțeleg ce se întâmplă, dar auzeam de FNI în stânga și în dreapta. Lozinca, dormi liniștit, FNI veghează pentru tine, îți este poate scrisă în memorie și este loganul care a vrăjit prin câștiguri fabuloase, doar pe hârtie însă, peste 300.000 de români din 1996 până în 2000 când și-au pierdut toți banii. Prăbușirea Fondului Național de Investiții a avut un efect devastator nu doar asupra celor 300.000 de persoane păgubite, ce a lăsat totodată urme adânci la nivelul percepției întregii populații cu privire la produsele de economisire și a compromis o industrie, cea a fondurilor mutuale. Dacă locuiești la țară, poate la tine în sat mai există un fond mutual în care cotizezi lunar. Dacă ai nevoie vreodată să faci un împrumut, nu trebuie să mergi la un împrumut bancar, faci împrumutul de acolo, cred că este fără dobândă. Oricine poate să împrumute bani de la fondul mutual, dacă are vreo reparație de făcut, vreo modernizare sau orice motiv are, atâta vreme cât a cotizat și de asemenea primește o sumă de bani, dacă memoria mă servește, familia primește bani după decesul persoanei care a cotizat. Dacă știți mai multe, spuneți-mi în secțiune de comentarii. Căderea FNI a rămas în istorie ca un fraudator mare, cifrat la 300 de milioane de dolari și a lăsat un gust amar investitorilor săi. În condițiile în care procesele persoanelor care au pus la punct fraudarea fondului au fost răgânate la nesfârșit, iar pedepsele efective ale vinovaților au fost considerate derizorii în comparație cu pagubele produse. Ioana Maria Vlas, fost președinte al Sovinvest, firma de investiții care gestiona FNI, a stat în închisoare doar 6 ani și jumătate, înainte de a fi eliberată în 2010 și imediat după prăbușirea FNI, Ioana Maria Vlas a fugit în Israel, unde a stat ascunsă de autoritățile române timp de 3 ani. În 2017 a ieșit din închisoare, după aproape 8 ani în spatele gratilor, și Nicolae Popa, fost președinte al Gelsor, brokerul care încasa banii de la investitorii FNI și care teoretic trebuia să îi ramburseze în momentul în care aceștia își doreau recuperarea investiției. Nicolae Popa a fost arestat la aproape 10 ani de la prăbușirea FNI, perioada în care s-a ascuns în Indonezia. Pe de altă parte, Sorin Ovidiu Vântu, cel de la care a pornit toată escrocheria, a fost condamnat abia în 2017 la 10 ani de închisoare pentru devalizarea fondului după multe tergiversări. O tărgăneau, o lălăiau, că poate scapă. La înșelăciunea FNI a dat o mână de ajutor și statul prin Checkbank, care s-a constituit garant 100% al banilor depuși, dar și fosta Comisie Națională a Valorilor Imobiliare, sub ochii căreia s-au ademenit prin câștiguri ireale investitori. Pe 19 octombrie 1995, când s-a lansat FNI, o unitate de fond valora 10.000 de lei vechi, iar numai în 5 ani unitatea de fond a crescut la valoarea de 99.700 de lei. Dar această valoare de 10 ori poate să nu pare atât de mare, cu puțin timp înainte de aceasta ajunsese la 997.000 și a fost împărțită la 10, unitatea, nu valoarea în sine. Ceea ce înseamnă o multiplicare de aproape 100 de ori a banilor investiți. Randamentele uimitoare pe care fondul le aducea an de an de 3-4 ori peste nivelul dobânzilor bancare a determinat 318.413 investitori din întreaga țară să investească la FNI, aproximativ 7.446 de lei vechi. Din nefericire pentru mulți dintre investitori, acei bani reprezentau singurele economii pe care le aveau, ca să nu mai vorbim despre unii care au vândut din lucrurile pe care le aveau în dorința unui profit. Situație care se întâmplă și în momentul de față, oameni care își vând mașini, case, apartamente pentru a investi în criptomonedă. Câștigurile senzaționale erau însă numai pe hârtie și erau obținute prin raportarea unui număr al unităților de fond mai mic decât în realitate. În concluzie, nu vreau cineva să mă acuze, nu este o sfătuire legală cu privire la locul în care să vă investiți banii, este doar efectiv negru pe alb, criptomoneda nu are valoare. Nu este același lucru, nu spun că investitul în criptomonedă este ca investitul într-o schemă Ponzi, vreau să trageți singuri această concluzie. Nu ies mașini, nu se construiesc imobiliare, nu se face pâine,
Nu se sapă după diamante, nu lansează nimeni o rachetă în spațiu. Se fac niște calcule matematice pentru a se extrage niște valori care sunt din ce în ce mai rare și pentru că sunt rare, au valoare. Dar nu sunt bunuri tangibile, fizice, pe care le poți vinde într-o lume în care cineva nu mai pune dintr-o dată valoare sau preț pe ele. Nu se pot mânca. Cu alte cuvinte. Am și eu un episod în care încerc să explic criptomoneda. Vă recomand să-l căutați pe canal. Să vedeți că în timp ce explic tot ce este în spate și există o grămadă de termeni frumoși și complicați, cam atât. În momentul prăbușirii FNI existau în circulație 34 de milioane de unități de fond, dar în realitate numărul era de 74 de milioane. Acest lucru înseamnă că valoarea unității de fond comunicată de FNI era dublă față de cea reală. FNI susținea că obține asemenea randamente, deși spunea totodată că aproape jumătate din activele sale sunt cash, bani lichizi. Prezentat ca un fond deschis de investiții, FNI s-a dovedit a fi în final doar o schemă piramidală Ponzi, lichiditățile fiind asigurate exclusiv de sumele depuse de investitori. Așa zisele câștiguri generate de FNI s-au evaporat tocmai pentru că erau false și pentru că o parte din bani au fost retrași la timp de anumite persoane. Așa cum s-a întâmplat și în 2019, înainte de a se ști că începe lumea să se închidă, unii investitori americani cu legături în politică, dacă nu direct în politică, au știut la timp să-și retragă investițiile. Surprinzător a fost însă că FNI s-a bucurat de un asemenea succes, cu toate că a fost pus în picioare la scurt timp după căderea celuilalt joc piramidal, Caritas. Și la scurt timp după căderea Safi, o altă cacealma piramidală, Ponzi financiară similară. Desigur, pe lângă cei care și-au pierdut banii, au fost destui oameni care au câștigat bani, care au făcut reclamă și care au zis, măi, poate mă număr printre cei care câștigă, dacă pun o sumă mică de bani și o fac de 100 de ori, am făcut de 100 de ori banii, așa că de ce să nu risc. Pentru că, până la urmă, te gândești să-ți pui casa și pierzi tot. În concluzie, după acest episod și după cercetarea făcută, e posibil toată societatea să se bazeze pe o schemă mare Ponzi, în care cei de sus câștigă bani, iar tu trudești, muncești. Ești poate pe tine în momentul de față, îți vezi familia la câteva săptămâni și pe tine se bazează economia. Dacă nu muți tu acel pachet de frigidere din stânga în dreapta, există repercursiuni efective ale acțiunilor sau lipsei tale de acțiuni față de niște biți care reprezintă o monedă cripto, căreia noi îi dăm valoare. Acum că se devalorizează din ce în ce mai mult moneda și auzeam zile trecute că în ultimele 12 luni americanii au printat peste 30% din toți banii pe care au printat vreodată, ca să dea în stânga și în dreapta, ajutorare în timpul pandemiei, na, nici moneda nu are așa valoare. Cumpărați mai bun proprietăți. Pământ, să aveți unde să plantați cartofi, să mâncăm în caz că se duce totul de râpă. Sau să faceți un cuib frumos pe care îl dați pe Airbnb la un preț indecent de mare. Acesta a fost rentul meu economic din acest episod. Sper să nu se supere nimeni care este implicat în criptomonedă. Dacă vreți, pot să vă găsesc un expert care poate să nu-și arate fața, dar să explice faptul că oameni buni, hai să fim serioși. Vrem toți să ne îmbogățim? Cu cât sunt mai mulți oameni care cred că acest lucru are valoare, cu atât îl putem vinde mai multor oameni și îl putem face să aibă o valoare mai mare. Dar dacă mâine lumea se decide că, bă, n-are valoare, s-a dus totul. Vă mulțumesc pentru atenție, le mulțumesc patronilor, membrilor pe canal, celor care au YouTube Premium și celor care își investesc banii inteligent, astfel suport o reclamă. Eu sunt Alex Cosma și în data viitoare, atenție, cad mereu.